Într-o lume măcinată de timp și griji, ce v-a determinat să vă întoarceți către scris? Cred că este vorba despre ultimele apariții ale noastre, ale celor care lucrează la Centrul Creației Populare. Sunt trei volume, trei culegeri de folclor, folclor din Vlădeni, folclor din Giurgeni și o altă localitate din județul nostru, din Jiladele. Sunt, așa cum v-am spus, trei apariții noi, la care au muncit colegii mei de la Centrul Creației Populare și nu numai, dar aceste trei apariții nu fac decât să întregească acest spațiu cultural, această imagine a acestui spațiu cultural al Ialomiței. De foarte multe ori s-a spus că aici, în Ialomița, nu există nimic în ceea ce înseamnă folclor. Noi, prin aceste apariții editoriale, tocmai vrem să demonstrăm că a existat și că în continuare există în Ialomița folclor autentic, folclor de calitate, pe care, prin intermediul acestor apariții și nu numai, o să vedeți, noi încercăm să-l punem în valoare. Nicule! Da? Vrei să vii un pic încoace? Bună ziua! Bună ziua! Ce facem? Să trezi! Treburi pe-n curte face. Mă, știi că la ora 1 azi avem repetiție, da? Da. Nu m-a anunțat nimeni, dar viu. Viu imediat, viu imediat. Apelată, da? În 10 minute ne îmbrăcăm, ne schimbăm și venim la repetiție, da? Da, da. Bun. Da, da. Da. Foarte bine. Imediat. Da, salut, salut. Da, să trăiți. Lasă-te un pic încoace să spun ceva. Bună ziua! Să trăiți! Ce faceți? Scoteam niște apă la animale. A pus niște rugămintea la tine la ora 1 a gândit tu. Da, am terminat treaba, putem merge. Ce mi-a rău ceva, anunță-l tu pe Nicuiene. Da? Vine și el, că e unul la stație Nicoară, se anunț. Ne găsim la cămin, la ora 1. Am înțeles, da? Am înțeles, rapid. La revedere. Sărura! Bună ziua! Ce faci acum? Ce-ți fac? Uite la cuptor aici, îți facem pâine. Nicu-i acasă? Nu. Îi spui mata dacă vine că roagă domnul Casia la ora 1 să fie la repetiție la cămin. Da, îi spun. Bun, să rămână. La revedere, sănătate. Anu, România, ce faci? Te trăiască, sunt director. Muncesc. Mai mult aici? Maximul 2 metri pătrați. Adică la ora 1 vine pe la dansuri, la grup. Cu toată plăcerea. Poți să vii, nu? Da, bineînțeles. Nu știu că vă viu, dacă nu-mi place. Cred că fratele Nicolae e acasă, alte fară spunui la Coceni, vine și ei pe la ora 12 și jumătate.
stă la masă și vine și. Da? Poate nu întârziem la ora 1. Nicio problemă, domnul director. Eu sosesc imediat. Și mai durează cât e ceasul? 11. Eu la ora 1 încărcat sunt gata. Ansa